seara, bine ne-am regăsit dilemele zilei. Cum poate pierde complexul energetic Oltenia 780.000 de euro? O să încercăm să aflăm în această seară cine este competent, cu ghilimelele de rigoare, pentru respectiva pierdere de sumă și cum bântuie Elodia PNL-ul. O să începem cu acest subiect, pentru că, da, este adevărat, liderii PNL în această perioadă o caută de zor pe Elodia prin rovinari. Nu doar atât, unul dintre copreședinții PNL de la Gorj, celebrul fost realizator TV Tudor Barbu, trăiește chiar într-un film cu mafioți, are un scenariu, îi caută și pe aceștia, i-a dat pe mâna poliției, numai că spun polițiștii și o confirmă și cei pe care Tudor Barbu îi vede în pericol. Totul este doar în mintea domnului senator, care din când în când mai vine aici în județul Gorj în căutarea Elodiei, pe care vrea să o pună pe unul din scaunele rămase libere. În această seară, la dilemele zilei, nu știu dacă o să fie un pamflet până la urmă emisiunea, noi încercăm să discutăm serios, numai că cei despre care discutăm și ale căror declarații încercăm să le analizăm trag spre această zonă a pamfletului. Jurnalistul de investigații Narcis Daju de la Gorj News, mulțumesc mult, Narcis Daju, pentru prezență. Mulțumesc și eu pentru invitație, bună seara. Spuneam că o caută domnii de la PNL din ce în ce mai cu mai multă convingere pe Elodia prin rovinar și aici nu este o glumă, pentru că ba o găsesc într-o locație, ba o dau în alta. Astăzi Elodia este un personaj, mâine altul, poi mâine vin mafioții, îi caută domnul Barbu să-i prindă, să nu, care cumva să facă rău vreunei persoane din PNL, care de fapt nu e prin PNL, și așa mai departe. Ce se întâmplă de fapt în Partidul Național Liberal, cel care ar trebui să fie principalul partid de opoziție și care ar trebui să critique guvernarea, să critique programe, să iasă cu propriile programe pe care să le prezinte ca și alternative? Este greu de spus în două, trei cuvinte ce se întâmplă în PNL, pentru că sunt ani de zile în care asemenea fenomene paranormale n-au mai fost întâlnite nici în spectru politic, nici în spațiu public, în ansamblu. Și o să povestim pe îndelete cum în ultimele două săptămâni trei persoane au reușit să facă praf imaginea Partidului Național Liberal la Gorj. E vorba de copreședintele Tudor Barbu, senator al României, e vorba de copreședintele Dan Vâlceanu și de viceprimarul Chivu de la Rovinari. Dacă e să începem cronologic, înainte de tragicul eveniment care s-a soldat cu trecerea în neființă a primarului Filip, Dan Vâlceanu și Tudor Barbu au purtat negocieri cu consilierul local Staicu de la Rovinari și l-au rugat să candideze anul viitor la primăria Rovinari, deoarece nici Barbu, nici Vâlceanu nu erau recunoscuți ca lideri ai PNL de Filip, dovadă că fostul primar nu a participat la nicio ședință condusă de aceștia în ultimele luni. Așa s-a ajuns ca Vâlceanu și Barbu să poartă negocieri cu o altă persoană în vederea unei candidaturi în 2016 la primăria Rovinari din partea PNL. Din moment ce l-au desemnat pe Staicu ca și candidat și a obținut acceptul acestuia, era normal ca după moartea lui Filip, Staicu să ocupe poziția de primar interimar, dar au intervenit fenomenele paranormale. Imediat după moartea primarului Filip, atât Vâlceanu cât și Barbu
s-au înfățișat pe televizoare și au încordat mușchii, fericiți că în sfârșit vor repurta un prim succes. O să vedem câteva din declarațiile copreședinților PNL. Având în vedere majoritatea covârșitoare de care dispun în Consiliul Local Rovinari. Mai exact e vorba de 10 primari, 10 consilieri liberali. Vreau să vedem, spuneam, câteva din declarațiile pe care le-au făcut cei doi copreședinți ai PNL în ultima perioadă, ca să ne dăm seama cam cum stau lucrurile acolo. Bine, nu știu dacă o să ne putem da seama de ce, pentru că multe din afirmațiile pe care le-au făcut cei doi sunt contradictorii, ei se contrazic unul pe celălalt, se contrazic chiar și pe ei înșiși. Îi rog pe colegi să ruleze materialul 1 cu domnul Vâlceanu, cel care afirma pe un post local de televiziune. Haide să vedem ce. Domnul Stoicu este un profesionist, fără îndoială, este un om cu o mare experiență, un om serios, un om cu experiență și în administrație, are cât 4 sau 5 mandate de consilier, știe foarte bine despre ce e vorba la primărie. De asemenea, mai sunt și alți colegi care pot să ocupe această funcție, să vă mai dau două nume, ca să vedeți că nu e deloc... Sunt doar două opțiuni. Nu, sunt și bineînțeles fiecare dintre colegi pot să... Din punct de vedere politic, cel puțin după gustul meu de a face politică, domnul Chivu a greșit flagrant. Mie nu-mi plac plângăcioși. Și mi s-a părut... Uite că n-a fost atât de plângăcios, când s-a suit pe scaun, a scos sabia. Corect, a scos sabia, dar pe de altă parte, public se plânge în continuu. Că vor să mă schimbe, aoleu, vai de mine, ce mi se întâmplă, nu-i drept, nu-i corect. Tu nu stai puțin că ai ajuns viceprimar... Am înțeles că are o declarație pe contul de Facebook destul de plângăcioasă acolo. Dânsul a ajuns primar pentru că așa a dorit domnul Filip, iar noi niciodată nu am contestat decizia domnului Filip, viceprimar. Da? N-am contestat decizia domnului Filip, dar deci aveați majoritatea acolo. Și aveam majoritatea și oricare din consilieri nu știu puteau să fie. Și lui Dorin Filip și lui Costel Podaru le-a convenit poziția pe care o avea domnul Chivu. A fost un om care n-a deranjat, nici n-a făcut nimic. Și era acolo, mă rog, un foarte ascultător. O marionetă, pur și simplu. Domnul Cărugărița, stați puțin. Robert Filip era și el un candidat pe listă. Pe asta vreau să spun, era coleg de partid. Da. Pe asta spun. Domnul Chivu a fost tolerat. Dacă nu susținea echipa de la primărie, era schimbat a doua zi, că vorba aia... Și era vreo pierdere, mă gândesc. Nu, dar eu asta vreau să vă spun. Nu, a fost ales, PPD-ul având trei consilieri. Da, a fost ales, dar n-a făcut nici bine, n-a făcut nici rău. Nu asta, dar a fost ales viceprimar de domnul Filip, nu de consiliu. Pentru că PPD-ul avea trei consilieri, nu cum să-l spună. Da? A fost susținut de aproape tot consiliul, cred că a luat unanimitate. Păi da, și cu atât mai mârlănești mi se par gesturile. Și acum să vii să ne spui, domne, știți, e o nebunie că mă schimbă pe mine, eu care am... Ce? Care ce? Cum ai fost ales așa pleci? Nu înțelegea domnul Vâlceanu ce calități ar avea Chivu, vicele de la Rovinari, pentru a fi menținut. Și spunea că a fost tolerat. Tolerat până când s-au într-atât de mult încât și domnul Vâlceanu și celălalt copreședinte, Tudor Barbu, au mers să se întâlnească personal cu el. Bun, până acolo trebuie să reamintim că după moartea lui Filip, vicele Chivu a intrat într-o transă, nu s-a mai înțeles nimeni cu el. A spus că el trebuie să fie primar, că el de fapt s-a născut să fie primar și așa mai departe. Că Filip n-a fost bun de nimic, că el va aduce soarele în Rovinar. Pe fundul ăsta, Vâlceanu are o poziție publică normală. L-am văzut într-o emisiune la Goș TV lunea trecută. În acea emisiune, vicele Chivu e făcut mârlan, marionetă, plângăcios. Vâlceanu spune textual, cum ai venit, așa pleci, da? Pentru ca în zilele următoare și Vâlceanu și Tudor Barbu să-și modifice radical discursul relativ și la Chivu și la consilierii liberali. Vedem tot pe Dan Vâlceanu în materialul video următor, realizat marțea trecută, deci în ziua următoare. În acest clip
copreședintele PNL Gorj îi elogiază pe cei 10 consilieri liberali de la Rovinari și spune că, în mod cert, unul dintre liberali îi va lua locul lui Chivu, dacă putem vedea al doilea material. Da. Domnul Secu este un profesionist, fără îndoială, este un om cu mare experiență, un om serios, un om cu experiență și în administrație, are cred 4 sau 5 mandate de consilier, știe foarte bine despre ce e vorba la primărie. De asemenea, mai sunt și alți colegi care pot să ocupe această funcție, să vă mai dau două nume, ca să vedeți că nu e deloc... Nu sunt doar două opțiuni. Nu, sunt și bineînțeles fiecare dintre colegi pot să solicite lucrul ăsta. Este vorba de Mihai Florin, care este, să spunem, a fost omul care s-a ocupat de partid, chiar și atunci când domnul Filip trăia, el era cel care s-a ocupat mâna de organizare, dreaptă. Mâna dreaptă la partidul domnului Filip. Mai este domnul Ungureanu, care e un membru vechi, de asemenea. Ion Ungureanu? Nu, Florin Ungureanu, care e membru vechi al organizației, la fel, activist vechi. Deci sunt oameni și care am îndeplinit la un moment dat chiar în cadrul primăriei funcție de șef la piese. Veți merge pe aceeași metodă, ca să zic așa, adică cel care va fi desemnat să conducă primăria va fi și președintele organizației liberale din Rovinari? Noi căutăm să găsim o asemenea soluție, sper să fie agreată și de colegii de la Rovinari, ca cel pe care ei îl aleg președintele organizației să fie și omul pe care să-l susținem pentru primăria Rovinari. Deci, practic, cel care conduce acum, până în 2016, ar conduce primăria Rovinari, să fie și candidatul PNL Gorj la primăria Rovinari. Cât de mari sunt șansele ca domnul Stăicu să fie acel candidat? Sunt foarte mari. V-am spus, totul depinde de discuția pe care o avem mâine. Și discuția va avea loc la Rovinari, la sediul organizației. Da. Domnul Barbu, ce poziție adoptă? Avem aceeași poziție, pentru că n-am avut niciodată, de aceea m-am și ferit să vorbesc despre lucrul ăsta până nu discut și cu dânsul față în față. Noi am mai vorbit la telefon, dar astăzi a ajuns în Târgu Jiu, am avut câteva discuții și din momentul ăsta pot să spun mai multe, să spun așa. Da, tot domnul Dan Vâlceanu, dar cu un alt ton. De fapt e același ton. Deci venim după o primă poziție în care admite că viceprimarul Chivu e marionetă, e mârlan, e plângăcios, da? E tolerat de liberali acolo și continuă prin a-și elogia colegii de partid. În aceea zi, tot marțea trecută, celălalt copreședinte al PNL Gorj, senatorul Tudor Barbu, merge la TV Sud și, întrebat de colegul Eugen Măruță, dacă în locul lui Chivu va fi instalat 100% un liberal, Tudor Barbu, veți vedea, răspunde că păi normal că liberal, că doar nu suntem nebuni la cap să punem pe unul de la UNPR să ne scui pe lumea pe stradă. Da? Avem un material pe care colegii mei îl rulează, da? Da. Real la Rovinari? E bătut în cuie? Cu certitudine. Când ai 10 consilieri, când ai votul celor din Rovinari, nu poți să lași un PSD-ist, nu poți să lași un UNPR-ist. Eu n-am nimic cu domnul Chivu, Doamne iartă-mă. Domnul Chivu este singura problemă majoră pe care o are în acest moment în care vorbim, este că e un membru al UNPR-ului, adică al coaliției de la guvernare, noi fiind partid de opoziție. Păi cum să mă creadă pe mine? Cum să-l creadă pe Vâlceanu? Cum să-l creadă pe cine vreți? Din zona aceea cu competențe liberale, să-l creadă oamenii că e liberal, când la cârma unui oraș atât de important cum este Rovinariu, da? 12.000 de suflete să le conducă cineva de la putere. Oamenii te întreabă pe bună dreptate, bă prietene, păi nu zisești la televizor că ești opoziția reală în Gorj? Ce opoziție faci tu când ești cu un primar interimar, ce-i drept, dar de la putere? Nu? Ce le spui oamenilor? Nu știu, cam ce le spune domnul Barbu oamenilor, că am văzut are poziții din acestea... Anticipând puțin, a explicat opțiunea pentru un tovarăș de la putere, argumentând că viceprimarul Chivu și toată familia lui sunt amenințați cu moartea. Da? Dar e totuși un nonsens. Dacă cei care îl amenință cu moartea pe Chivu îl amenință ca să părăsească scena, să lase scaunul de primar altuia, cum spui tu, Barbule, că îl aperi pe Chivu
de moarte, menținându-l pe scaunul ăla de pe care cei care îl amenință își doresc să plece. Tot la TV Sud, același Barbu a mai repetat încă o dată că în mod cert va fi cineva de la PNL. Că 100% va fi un vice liberal, spunea domnul Barbu. Dacă au colegii material? Un viceprimar liberal la Rovinari? E bătut în cuie? Cu certitudine. Când ai 10 consilieri, când ai votul celor din Rovinari, nu poți să lași un PSD-ist, nu poți să lași un eperist. Eu n-am nimic cu domnul Chivu, Doamne iartă-mă. Domnul Chivu este singura problemă majoră pe care o are în acest moment în care vorbim, este că e un membru al UNEPR-ului, adică al coaliției de la guvernare, noi fiind partid de opoziție. Păi cum să mă creadă pe mine? Cum să-l creadă? Da, 100% cineva de la Partidul Național Liberal și spune ulterior că în niciun caz Chivu. Da. Marți, repet, și Vâlceanu și Barbu erau oameni normali, aveau poziții de opozanți, poziții de conducători ai liberalilor din Gorj, pentru ca începând de-a doua zi să spună că de fapt Chivu nu e membru UNEPR, e un fost pedelist, e un liberal sadea, care a fost mutat cu japca, cu forța de primarul Filip într-o noapte, a fost mutat cu japca de la PDL la PPDD, că e un om plin de calități, brusc. Chivu nu mai era nici Mârlan, nu mai era nici Plângăcios, nu mai era nici marionetă, era numai bun de pus în fruntea orașului Rovinari cu susținere liberală, deși, repet, Barbu și Vâlceanu au acolo 10 consilieri locali liberali din care puteau alege. Păi, au spus-o cei doi copreședinți, au într-adevăr oameni și oamenii aceia pot, bineînțeles, să decidă. Numai că decizia a fost exact dictată. Invers decât ceea ce anunțau ei. Mai mult decât atât a fost dictată de Barbu și de Vâlceanu, care în cursul zilei de miercuri, înainte de ședința în care s-a decis succesorul domnului Filip, au lansat non-stop mesaje de susținere a uneperistului Chivu. Da, spunea la un moment dat că a fost luat cu japca de la PPDD domnul Chivu, dacă au colegii mei, dacă găsesc materialul să-l pregătească, și că de fapt este un om de dreapta. Laurențiu Chivu poate fi chiar viceprimar. De ce nu? Asta după ce cu o zi în urmă declarațiile au fost cele pe care le-am auzit. Haideți să vedem cum a fost luat cu japca domnul Chivu. Este un om de dreapta. Eu le spun așa celor din Rovinari. Orice decizie o va lua PNL-ul va fi așa. Știu, un om de dreapta, un liberal, va conduce destinele Rovinariului. Bun. Acel liberal poate să fie domnule copreședinte și Laurențiu Chivu? Da. Poate să fie. Da. Poate să fie domnul Chivu, viceprimarul, un om al PNL-ului care poate, bineînțeles, să ocupe scaunul pe care cu o zi înainte nu-l putea ocupa decât un liberal, Sadea. Bun, când Barbu și Vâlceanu și-au modificat radical pozițiile față de Chivu și față de propria echipă liberală, în mai puțin de 24 de ore, ar fi trebuit să se gândească ce vor gândi liberalii din județul Gorj și câtă încredere vor mai avea în liderii lor, care cu totul și cu totul inexplicabil, ca în filmele cu fenomene paranormale, ca și cum și-ar fi pierdut brusc mințile, da? Vorbesc elogios despre Chivu, după ce cu numai o zi înainte îl făceau marionetă, Plângăcios și nu mai știu cum.
Bine, asta pentru că este o victimă. Devenise, între timp devenise victimă. Între timp, atât viceprimarul atât Chivu, Vâlceanu, cât și Barbu se pentru întâlnise... o victimă politică, atenție. Între timp, atât Barbu cât și Vâlceanu se întâlniseră în buricul Târgu Jiului, la o cafenea, chiar cu Chivu, prilej cu care începuseră să vadă calea, adevărul și viața și și-au reconsiderat total atitudinea față de primăria Rovina și față de ceea ce trebuie să susțină acolo ca și culoare politică. O să vedem imediat cum, în opinia liderilor PNL, a fost sau ar fi fost luat cu japca Laurențiu Chivu de la partidul din care făcea parte și băgat într-un alt partid, dar după o scurtă pauză de publicitate.